Așa cum s-a obișnuit în fiecare an, Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin dezvoltă diverse acțiuni pentru îngrijirea naturii și a mediului înconjurător. Astăzi a început o amplă acțiune de plantare de pomi. Astfel, sute de artani, castani, pini și platani urmează să fie sădiți în această primăvară. Arborii se pun doar în lunile acestea, februarie, martie și în toamnă, în noiembrie, lunile propice pentru arbori. Deci astăzi terminăm aici, nu? Da, da, da. Și ne mutăm în altă parte a orașului. Nu suntem mai la noastră, suntem în toată zona orașului, în funcție de cerințele cetățenilor și zone mai populate, așa să zic, dar și zone individuale. Prima acțiune din acest an organizată în orașul Drobeta Turnu Severin. Acțiunea de igienizare și plantare pom pe raza orașului a avut loc astăzi și a avut ca principal scop promovarea unui mediu natural sănătos, curat, dar și crearea unei imagini frumoase a orașului și împrejurimilor, o imagine curată, împrospătată și igienizată. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Greciu, este întotdeauna atent la nevoile cetățenilor și își dedică în permanență timpul și energia pentru a face din acest loc un oraș la standarde europene. Este o activitate importantă pentru comunitate. Încercăm să păstrăm spațiile verzi, să păstrăm mediul. Avem pini, arțari, castani, exact arborii care se pretează pentru o municipalitate. În general, sunt și arbori pe care noi i-am pus, dar o mare parte din ei nu s-au prins și atunci am renunțat la acei arbori care nu se pretează solului din municipiu. Aceștia de care spuneam se pretează, avem câteva sute de arbori pe care îi plantăm în această iarnă, primăvară, pentru că vom lucra și în luna martie. Ne-au cerut-o oamenii, ne-au cerut-o cetățenii, dar în același timp, spuneam, venim să păstrăm și să completăm pentru a avea un mediu curat și să avem aer curat într-un cuvânt. Avem mai multe zone ale orașului în care vom lucra, atât, să zic, la nivel general, de exemplu, în această zonă punem câteva zeci de arbori, dar mai sunt și zone în care punem mai puțin în funcție de cerințele oamenilor. Am mai tăiat copacii care deja ajunsaseră la un stadiu de degradare, în locul lor venim și punem alți, 2, 3, 5, în funcție de zone și de cerințele cetățenilor. Arborii vor fi plantați în zonele unde s-au finalizat lucrările de amenajare de parcări sau de reabilitare străzi și trotuare. Acțiunea va ajunge și în mijlocul cartierelor, iar municipalitatea se concentrează și pe zonele unde lipsesc spații verzi. Este vorba despre plantarea câtorva sute de pomi, în speță arțari, platani, pini. Diametrul, după cum puteți vedea, este unul mult mai mare la pom, deoarece sunt și aclimatizați timp de un an de zile. Sperăm să nu fie nicio problemă pentru ca rata de prindere a lor să fie cât mai mare. De aceea au fost și aclimatizați timp de un an de zile. Campania de plantare va continua atât timp cât vremea permite perioada de vegetație, astfel încât rata de prindere să fie cât mai bună, urmând ca lucrările să fie reluate în toamnă. Se plantează pomi care sunt de dimensiuni mai generoase. Aceștia au fost aclimatizați un an de zile pentru o rată de prindere mai mare. Foarte bine și foarte frumos. Dar eu, din partea mea, și cred că mai multă lume, era mult mai frumos să pună niște tei. Era mai frumos, că miroasă și frumos. E bine și așa, acum. Avem nevoie de aer curat, tocmai de aceea. Da, 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 tocmai de asta se plantează pom și e foarte frumos. E o treabă foarte bună care, asta e gospodărie, e fiecare cum se gospodărește, se schimbă aspectul, se schimbă tot, aerul și mai multe. Deci aveam nevoie de astfel de investiții? Bineînțeles că trebuie. Trebuie, dacă sunt, trebuie consumate, trebuie făcut și ce să mai dincolo cu aceea, asta e. Pentru primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Greciu, principalul obiectiv urmărit este acela de a se crea un mediu mai curat, mai sănătos, mai frumos pentru oameni, pentru orașul nostru, pentru natura înconjurătoare.